Arăt bine, da? Sunt frumos? Pa. 10, 15 ani, nu, cred că vreo 12, 13. Ne-am întâlnit pe băncile facultății când amândoi căutam să copiem la ceva materie, ori mecanica fluidelor, dar nu mai știu exact. Și da, pasam de la unul la altul, fițuici de-astea. Cam așa a fost prima noastră întâlnire. Amuzant de altfel, că eram singurii rapper din toată grupa aia. Și ne-am, așa, am avut un de la, uite-l pe ăla-i rapper, uite-l pe ăla-i rapper. Da, e tare, na, eu sunt tovarăși cu el și nu pot să zic că e greu sau ceva, că m-am învățat cu el și cum e dat timp și sunt, na, mă adaptez, sunt foarte mare. Calități. Să zicem că e creativ așa. Nu prea știu să fac complimente așa. Defecte. Că e haos cu capul. Deși el are așa un obiectiv bine stabilit acolo, știe cum să ajungă, dar tot de la zice că nu sunt cele mai eficiente, dacă mă întrebem, dar nu. Păi dacă a ajuns până aici, nu se pare că știe ce are de făcut, ce să sfaturi să-i dau eu. Să fie fericit, să lase de frumos. Cred că la intro. Așa îi zice, nu știu cum îi zice la piesă, că l-a schimbat numele din două în două minute. Singura cu scratch-uri, că n-a vrut să se folosească de mine foarte mult, nu știu de ce. Și jos DJ bun, să știți, adică